Un tată și cei doi copii sunt în continuare dispăruți și căutați la pensiunea din Prahova, care s-a făcut practic scrumă. De azi dimineață știm așa că a murit inclusiv copilul patronului, un copil de 9 ani al cărui trup a fost găsit carbonizat, un copil care juca hockey la Oțelul Galați și venise în vacanță. A fost o petrecere privată aseară acolo, 26 de persoane au fost în total, 18 s-au auto-evacuat. Se face o anchetă majoră acolo pentru că această pensiune nu avea autorizație de incendiu. A fost verificată în 2019 și în 2020 de ISU, iar ora aceasta o să vă arăt că cei de la ISU cunoșteau foarte bine această pensiune Ferma Dacilor, pentru că au mers la băute, la petreceri, chiar a fost un dosar deschis, care a fost clasat. Iar DNA se pare că ar redeschide acest dosar cu privire la implicarea ISU acolo. O tragedie majoră prin faptul că, vedeți dumneavoastră, statul, prin toate instituțiile sale, nu te protejează în niciun fel. Patronul de la Ferma Dacilor nu figurează în actele acestei pensiuni, însă, v-am arătat și orele trecute și o să continui să vă arăt și astăzi. Are niște conexiuni uriașe la nivelul poliției române, la nivelul clasei politice din România și la nivelul clanurilor interlope. Cum l-a urmărit ție până în Africa după minele de diamante, o să vă arăt ora aceasta. Și azi e 26 decembrie. În urmă cu 4 luni se întâmpla tragedia de la Crevedia. După 4 luni, oamenii de acolo și-au petrecut Crăciunul în containere. O să vă arăt niște imagini zdrobitoare realizate de colegii de la Europa Liberă, copii care și-au petrecut sărbătorile în containere, o batjocură totală la adresa românilor, pentru că statul român nu știe altceva decât să ne umilească cap-coadă. Discutăm ora asta și despre ce se întâmplă cu Cherec. Este cer documente suplimentare de către autoritățile din Germania. Le discutăm pe toate. Sunt Ioana Constantin, începe a treia oră de Politica Zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici. Invitații mei și ai dumneavoastră la această oră în platou, alături de mine a rămas Diana Buzoianu, este deputat USR, mulțumesc foarte mult. Printr-o legătură telefonică directă, Adriana Stoicescu, colega noastră, realizator fără de lege și condamnații. Mulțumesc, Adriana, că ești aici. Bună ziua. De asemenea, Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, mulțumesc. Crăciun fericit, bine v-am găsit. Și ni se alătură Laurențiu Mușoiu, jurnalist România Liberă. Mulțumesc mult, Laurențiu. Dar România, Crăciun cu bine tuturor. Așadar, actualul 24, Adriana Stoicescu scrie despre faptul că nu doar că oamenii ăștia nu aveau autorizație la incendiu acolo, ci se pare că cei de la ISU Prahova au petrecut și au băut la Ferma Dacilor. Pensiunea a funcționat fără autorizație la incendiu și mai mult decât atât a fost un dosar care s-a închis, practic a fost clasat. Acum ar urma ca DNA să redeschidă acest dosar. S-a făcut o masă de protocol, se pare, acolo la Ferma Dacilor. O masă de protocol pe care au plătit-o, evident, cei de la pensiune, probabil pentru a câștiga bunăvoința celor de la ISU. În 21 martie anul acesta, de la secția militară DNA, dosarul penal deschis în acest sens cu privire la petrecerile ținute de ISU acolo a fost clasat. În ciuda tuturor neregulilor, ISU le-a dat doar avertismente și n-a mai călcat pe la Ferma Dacilor din pandemie. Da, este încă o tragedie fără margini care arată impotența instituțiilor acestei țări. Este incredibil cum inspectori de la ISU se duc, petrec acolo și sunt cumpărați cu doar o masă. Că efectiv asta s-a întâmplat. Mi-a spus că s-au dus, au luat o masă și totul a fost bine și frumos. N-am învățat nimic după tragedia de la Crevedia, după Spitalul Ars de la Constanța, după Colectiv. Nu știu câte altfel de tragedii ar trebui să se mai întâmple ca instituțiile acestui stat să reacționeze. Pentru mine este incredibil cum un om ca acest patron, cu un trecut infracțional foarte voluminos și cu relații în poliție pe care nimeni n-a reușit niciodată să le dea la o parte, să le elimine. Să nu uităm că acest om a fost implicat în celebrul dosar por bagajul în care a dispărut aproape un milion de dolari și nici până în ziua de astăzi nu se știe exact ceea ce s-a întâmplat cu acei bani. La vremea respectivă, șeful Poliției Capitalei a fost destituit.
ministrul de interne, Dudu Ionescu, au aplanat asupra lui niște suspiciuni că ar fi în legătură cu acești infractori. Mi-e foarte greu să înțeleg cum interlopii în această țară fac afaceri peste afaceri. Instituțiile statului niciodată nu îi amendează, nu îi controlează și nu le face nimic. Hai să le arătăm telespectatorilor, pentru că apar aceste date din dosar. În data de 10 iulie 2019, Cristina Chelba împreună cu colonelul Elisei Tiberiu Dumitru au desfășurat controlul la ferma dacilor, fiind identificate 6 nereguli consemnate în nota de control, se dă și numărul, toate sancționate cu avertisment. Obiectivul nu a putut face dovada deținerii unei autorizații de securitate la incendiu, deci suntem în anul 2019, da? Potrivit legii. Ulterior, la data de 7 august, la ferma dacilor a fost organizată o masă de protocol oferită de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, membrilor comisiilor de evaluare și însoțitorilor de loturi la etapa națională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntari și private pentru situații de urgență. Ferma dacilor, da, este pensiunea care a ars astăzi, Laurențiu Mușoiu. Deci dacă ne întrebam de ce nu i-a mai călcat nimeni după 2019, uite că oamenii se întrețineau acolo cu masă de protocol, da, cu băute, cu petreceri, chiar la ferma dacilor. În iulie îi controlau, în august, ce să vezi, petreceau. Nu este, din păcate, primul caz de acest tip în care autorităților de control se cumpără tăcerea, practic, de către diverse instituții din Horeca sau, și nu numai, mai că vorbim aici de ISU, dar putem adăuga ANPC, ANAF, primările care dau autorizații și poate multe alte autorități de control care nu vin acum exact la momentul ăsta în minte. Sunt astfel de evenimente, organizează petreceri, chermeze la astfel de instituții, apoi pur și simplu nu mai, se închide ochii, pe nimeni nu mai interesează din acea autoritate ce se întâmplă în astfel de instituții. Este un obicei bolnăvicios, după cum putem vedea, și extrem de periculos pentru societate și ies la iveală numai când se întâmplă astfel de evenimente tragice. În rest, pur și simplu, asta e, nu știu, că este o boală a societății românești, deci se cumpără aceste autorități sau nepăsarea sau tăcerea autorităților prin astfel de chermeze organizate. Da, mi zicea ora trecută, nu, prima oră, da, de astăzi, doamna de la ISU Prahova, că am întrebat-o, zic, doamna, dar de ce n-ați mai fost după momentul 2019 niciodată pe acolo? Și zice, nu stabilitate, cercetăm și noi la nivelul instituției. Mai cercetați, că a cercetat DNA-ul, dar și DNA-ul a clasat, i s-a părut că nu e, domne, nicio întâmplare acolo nepotrivită, Diana Buzoianu. Nu e, domne, nicio întâmplare nepotrivită, au clasat. În iulie îi controlau, în august petreceau. Nicio autoritate nu vede nimic în România, iată... În cazul acestui antreprenor, care mic antreprenor, cum se descria dumnealui. De Prahova, nimeni nu a văzut absolut nimic. Păi eu cred că autoritățile astea ar face mai bine să înceapă să vadă. Că așa cum este cazul acesta, sunt cu siguranță, există alte sute mii de alți astfel de cazuri, de antreprenori de bună credință, care în România astăzi supraviețuiesc prin faptul că autoritățile nu văd. Prin faptul că aceste autorități s-au dus, așa cum vorbea domnul Mușoiu, la tot felul de petreceri, acolo unde ar fi trebuit, de fapt, să facă controle. Și poate că ne trezim și noi la realitate, pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Nimeni nu este protejat. Deci dacă autoritățile nu-și fac treaba în România, oricare dintre noi nu este în siguranță. E această siguranță cumva în mintea celor care nu-și fac treaba, că lor nu li se poate întâmpla niciodată. Păi dacă nu-și fac treaba... Dar era greșit în mintea lui asta, Diana, că ești aici și ești deja la a doua oră și l-ai văzut pe domnul Zelca de la Sindicatul de Poliție, nu-i se pare nimic în neregulă ca un contract. L-ai văzut pe Horia Constantinescu de la ANP, deci Sindicatul de Poliție, pentru cine a deschis mai târziu televizorul, SNPPC sau cum se cheamă, are la nivelul județului Prahova un contract împreună cu această fermă a dacilor, 20% reducere pentru masă și cazare pentru ai lor din sindicat. Bine,
Domnul Horia Constantinescu de la ANPC îi laudă pe Facebook, zice că așa antreprenor și așa jumări ca acolo nu s-au găsit, domne, nicăieri. Ăștia de la ISU dau petreceri, bumții acolo la ferma dacilor. Deci nu cred că e doar în mintea lor, păi de la Buzeanu, chiar au protecție. E o caracatiță, dar e o caracatiță care a dar fost lăsată bine, la liber în ultimii zeci de ani de zile și care ne pune nu viața tuturor în pericol, din păcate. Despre asta când vorbim de depolitizarea instituțiilor, de ce vorbim? Păi fix de caracatița asta, care da, se duce și care se caracatița nu e un fel de mâncare, cu ei place, mă rog, mie nu. Marius Pașcan, cum? Eu nu, știrea asta a apărut acum, că vedeți, tot se află lucruri. Deci a existat și un dosar la secția militară, a fost și clasat. Și ăștia de la ISU, ei merg doar să stingă, după ce ar fi putut să prevină. Da, din păcate, asta e o problemă extrem de complexă și o imagine aproape fotografică a ce se întâmplă în instituțiile sau cu instituțiile statului din România astăzi. Acolo ia, ați conexat bine faptul că ISU, care ar fi trebuit să asigure, să verifice siguranța, dacă pensiunea respectivă are autorizațiile elementare de funcționare, le are sau nu le are, ori cum să verifice când ei practic au făcut acolo chefuri, au închis ochii, chiar din 2000 existau constatări de nerespectare a legislației și a fost în luna martie închisă povestea strategic după niște mese ale inspectorilor. E clar că acolo e corupție, se vede din avion. Pe de altă parte, să-l vezi pe șeful de la ANPC că laudă cu 3 luni, îi făcea publicitate acestei pensiuni șeful ANPC. Adică el spunea pe garanția mea instituțională că nu te poți pretinde să te prevalezi că în timpul liber tu nu mai ești șeful ANPC-ului. Deci cea mai importantă instituție din punct de vedere sanitar transmite că acolo e de mâncat, acolo e de mers. Deci face publicitate spunând că omul acesta, care în esență are un trecut de interlop, este prietenul lui și atunci ai face publicitate. Bineînțeles că se pregătea la rândul său, a spus-o chiar astea, să meargă acolo, acum de sărbători. Adică după laudă și publicitate și răsplata de rigoare. Deci e o putrefacție în acest mecanism instituțional al statului, acolo unde instituțiile și cei care ar trebui să verifice sunt de fapt beneficiari. Pe de altă parte, uitați-vă, cei de la ISU, care pretindem că ar trebui să aibă un filtru mult mai bun față de ce se întâmplă în jurul lor, față de ceea ce au ca obligații profesionale, se duc și au tot felul de înțelegeri privilegiate cu un astfel de om care a avut un trecut extrem de spectaculos. A fost șef de tot felul de grupări din astea, de bodyguards. A fost condamnat la închisoare vreo 4 ani. A avut legături cu ce știu ce mină de diamante, tot așa un trecut extrem de dubios. Și tu te duci ca instituția statului și una care este credibilă la urma urmei să faci tot felul de mese și chermeze la acest om, să ai, repet, o astfel de relație. Pe de altă parte, eu mă întreb elementar, cum la respectiva pensiune n-a existat un sistem de senzori, de fum, care să fi declanșat alarma la timpul potrivit, să dea șansa oamenilor aceia să evacueze. Pe de altă parte, acel lemn la astfel de pensiuni, că înțeleg că majoritar era compusă din lemn structura de rezistență a clădirii, are o ignifugare, un tratament special, tocmai pentru nu a împiedica incendiu, dar să-l încetinească, să aibă timp cei care sunt prinși acolo să poată scăpa. Au ars efectiv ca șobolanii oamenii de acolo pe seama vinovăției și din cauza instituțiilor statului român, a nimănui altcuiva, care au creat aceste mecanisme. Și vedeți ce înseamnă, că în esență de ce asistăm la această paradă a neputinței sau intereselor oneroase ale unor instituții ale statului român? Pentru că ele sunt parazitate de șefi puși politic, de politruci, incompetenți, care la rândul lor generează această structură de protecție în jurul lor față de alți politruci, pentru că și această persoană care este prezumată a fi patronul și care a pozat ca patron, dar nu apare niciun document al firmelor care erau acolo asociate pentru respectiva afacere, implicit această persoană a lucrat și în Parlamentul României. Atenție! A fost consilier sau bodyguard la cei care la un moment dat erau parlamentari. Bun, apropo de minele de diamante despre care spuneai, Marius Pașcan, hai să arătăm o investigație foarte interesantă a celor de la evenimentul zilei, apropo de aceste mine de diamante și apropo și de afacerea Portbagajul. E pe Ore din 2007, articolul joi 24 mai 2007, în aeroportul Henri Coandă, pleca Cornel Dinicu, în vârstă de 35 de ani, faimos în lumea interlopă,
individul știu dreptul unul dintre cei mai periculoși recuperatori. A fost implicat în afacerea Portbagajul, iar acțiunile sale de tip rachet l-au consacrat în vizorul poliției la 9 dimineața. A ajuns la Bruxelles, a părăsit aeroportul belgian, îmbarcat într-un avion potrivit documentelor de călătorie către Sierra Leone. După o escală în coasta de Fildeș, a aterizat în capitala Sierrei Leone. Un elicopter civil l-a dus în centrul orașului. Acolo s-a cazat la un hotel luxos. Ajunge în estul Sierra Leone. Cornel Dinicu și o persoană neidentificată se află într-o mașină. Destinația lor, districtul Kono, situat la granița cu Guinea. Kono este renumit pentru minele de diamante. Exploatările sunt la suprafață, iar imaginile cu băștinașii care scormonez noroiul râurilor fac parte din specificul locului. Din rapoartele obținute de evenimentul zilei reiese că Dinicu era însărcinat să prospecteze o exploatare de diamante concesionată recent unei firme locale nou înființate, elvețiane. Era vorbind de un grup elvețian care dorea să preia un sfert din mina de diamante investind în firma concesionară. Surse din anturajul ofițerilor KGB GRU l-au indicat ca aranjor al acestei deplasări pe un anume Liviu Nița, fost protagonist al scandalului Sunoil, legat ombilical de interesele rușilor. Misiunea lui Dinicu s-a încheiat pe 29 mai 2007. A părăsit hotelul cu un elicopter care l-a readus în România pe același traseu. Adriana Stoicescu, legături puternice și cu mafia rusească, afacerea Portbagajul, arsenal de arme acasă, arestat, condamnat, ca mintea și Marius Pașcan, lider de clan de bodyguards în regie până în anii 96-97, protector pentru fostul ministru de interne de la acea vreme, avea grijă și de fata acelui ministru și de o altă fată. Îi oferea protecție și pază, da, unui alt parlamentar. S-a aflat chiar în mașină cu ea în momentul în care a ucis un copil, de respectiva domnișoară, da, arestat în, putem să arătăm documentele, arestat în 2000. Bun, Adriana Stoicescu. Da, toată această poveste arată un singur lucru, că în spatele acestui om sunt niște servicii de informații. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și toate legăturile cu cu persoane din Rusia, cu persoane la nivel înalt din România, arată acest lucru. Mai mult de atât, faptul că el nu a fost niciodată condamnat pentru furtul a jumătate milion de dolari, pentru multe alte infracțiuni de șantaj, de răpire de oameni și tot felul de acte din astea extrem de violente, și a fost condamnat pentru lucruri minore 4 ani. Mai mult de atât, acest Dinicu se pare că de la nivelul anilor 2000, când era foarte bine înfipt în sistemul politic din România, a rămas cu aceleași relații și aceeași protecție. Este incredibil cum niște oameni de la IGSU, cum șeful de la ANI, se duc și sunt cumpărați cu o masă și cu niște jumări. Deci mie asta arată faptul că acei oameni au primit un telefon, așa cum se procedează de fiecare dată. Eu mi-aș dori ca DNA, ca Parchetul General și toate instituțiile astea din România care se ocupă cu controlul și verificarea actelor de tip mafios să ne spună cu adevărat cine este acest Dinicu, ce învârte și de ce este protejat. Știm și noi că, uitați, au ars de vii 5 oameni. Pentru că acolo, la celebra ferma dacilor... Cred că sunt 8, din păcate, Adriana, pentru că cei 3 dispăruți sunt slabe. Șansele să-i mai găsească cineva în viață, dacă până la ora asta nu au fost găsiți, da, din păcate. Mi-e clar și probabil sunt atât de arși încât nu pot fi identificați acolo. Trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta. 5-8 oameni. Da, vezi tu, Adriana, bine, poate fi vorba și de o mână criminală, că ni s-a zis că a plecat de la bucătărie, după care ni s-a zis că pe la terasă, pe acolo, pe unde era, pe la mansardă, pe unde era doar familia lui. Dar vezi tu, a naibii chestie, domne, nu explodează, domne, nimic la oamenii cinstiți, pe unde e o afacere, unde e o covrigărie de asta simplă, nu știu, frate, o de asta de sifonărie, o cofetărie, n-a luat, domne, foc niciuna. Mă, dar când încep să ia foc, ori sunt ăia care aduc GPL-ul din Rusia,
ori sunt băieții ăștia de, nu știu, de capul lor, dar au fost pe vremuri interlopi, urmărea SIE până la Sierra Leone, da? Adică, nu știu, nu pare, adică nu ia foc, domnule, nicio cofetărie așa, nicio pensiune, nu știu, știu și eu oameni de ăștia cinstiți care cresc găinile în curte, pun mâncarea pe masă, pensiuni de-astea de noastre rustice, fac și ei jumări, porcul crescut în bătătură, nu le ia foc pe acolo, adică le ia foc, dar se stinge în jumătate de oră, nu moare nimeni. La ăștia, nu știu, eu nu sunt foarte departe, deci de ipoteza în care, dincolo de tupeul lor de a-și bate joc de legea din România, că ei sunt mafia și fac ce vor, cred că mai pot fi și niște răzbunări așa între mafiile astea. Este posibil să fie și o astfel de răzbunare, pentru că să ia foc în același timp cu 4 clădiri din această fermă este puțin probabil, adică nu putea o scânteie să dea foc la 4 clădiri deodată. Să zicem că ar fi pornit de la instalația electrică, care de fapt era o improvizație. Surse din, nu surse, martorii care au fost la fața locului spun că în această noapte un turist de acolo s-ar fi certat foarte rău cu soția, au fi fost treziți toți turiștii din pensiune de strigătele femei. Patronul, deranjat de scandalul iscat, i-a pus în vedere acestea să părăsească de urgență pensiunea. E posibil ca acel om să se fi răzbunat, dar nu și asta știu, e adevărat, dar pe de altă parte era o întâlnire, era petrecere privată, numai 4 turiști am înțeles că au avut în total, adică erau ei între ei, rude, prieteni acolo. Da, dar ce, dincolo, hai să presupunem că e, n-a fost asta, dar aș sublinia totuși... Și mie mi-e greu să cred că e un om să fie atât de nebun încât să dai foc și să arzi niște oameni. Și cineva până la ora asta ar fi confirmat pe ipoteza asta că s-au certat, da, exact. După acolo, mă, niciunul n-a zis nimic. Și oricum nu mi-e limpede din ăștia care au murit că doamna aia de la ISU zici că ea era din altă țară, domne, ea era din Zimbabwe și o întrebam. Doamne, nu știa să-mi spună cine stă ăștia, rude, prieteni, nu, domne, nu există, că nu știau ăia trei cine mai erau, de-i mai căutăm încă trei oameni și nu știm cine sunt. Autoritățile noastre nu știu niciodată nimic, la Crevedia nu știa să ne spună câte cisterne, aici nu știu să ne spună câți oameni, doamne, e ceva de nedescris în țara asta. Da, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo a venit ca un tăvăluc peste ISU local de acolo. Probabil toți cei care au fost în control acolo și conducerea când au realizat că n-au suspendat și în momentul în care tu te duci și faci un control și spui că nu are autorizație, deci trebuia închis această secție. Foarte bine, dar să închidem și ISU și tot, domne, și primarul nu vrea să vorbească, l-au sunat colegii de vreo 20 de ori, Laurențiu Mușoiu, deci domnul ăsta e un nene important așa, el nu era doar un investitor local, îi plăcea să trăiască bio, făcea jumări acolo din porc crescut în bătătură și făcea și niște murături așa, să le pună lângă. Dânsul, activând mai ales în anii 90 și începutul anului 2000 în această industrie a firmelor de pază, practic era familiarizat cu taxa de protecție, că știm că multe așa operau. Practic, dacă îmi plăteai taxa de protecție, aveai tot felul de necazuri, îți lua foc buticul și dacă plăteai taxă, aveai contract cu astfel de firmă de pază și nu se mai întâmpla nicio nenorocire. Dar iată că și dânsul, la rândul său, trebuia să plătească taxe de protecție. Vedem către autoritățile statului. Că, practic, aceste banchete organizate acolo pe bani se pot numi taxe de protecție. Adică dacă tu, ca eu, nu știu, ISU, ANPC, ANSVSA, să nu vin peste tine să te îngrop în amenzi, trebuie să îmi dai și tu ceva. Și, deci e clar că se dădea acolo. Dacă la rândul său trebuia să mai plătească taxe de protecție și la alți interlopi care se vedea foc la afacere, e posibil și asta. Legat de domnul care s-a fi cedat cu soția și a dat foc acolo, ideea cu ce dădea omul ăla, că și că nu știu, dar avea la el motorină. Avea toată stația GPL de la Crevedia, o revărsase pe toată aici. Ce vorbim, domne? Astea sunt niște gugumănii de-ale oamenilor. Era unul, ținea conferințe, că vedeți, în lipsa autorităților în România, era unul, m-am uitat de dimineață, colegii mei erau toți microfoane pe acolo, toată presa, după un cetățean în comună. Ăla ținea un fel de conferință de presă, ca să descoperim că omul nici nu era în localitate. Așa foarte multe scenarii, dar aș vrea să vină oficial și primarul. Doi, primarii ăștia nu știu, domne, nimic. Niciodată. Ei habar n-au de ce stă acolo. Văd că acum li se majorează iar leafa de la pântâi.
Da, Diana Buzoianu. Deci omul nu e o conexiune foarte gravă pe care o are inclusiv cu zona rusească, cu niște oameni importanți din zona politică, nu din servicii și așa mai departe. Nu e așa unul care creștea porci în gospodărie. Păi, repet, este o sfidare a legilor din România. Un om care are, iată, conexiuni cu toate autoritățile, cu toți oamenii bine puși, scapă, nu reușește să-și îndeplinească toate obligațiile legale, reușește să facă în continuare mulți de bani de pe afaceri. Se întâmplă o tragedie, după aia toate autoritățile zic că n-au știut ce să facă, n-au văzut. Asta chiar scapă, că nu e în acte, adică e mai grav decât deci, la de la Plagas. Iată, el chiar scapă pentru că și-a asigurat toate măsurile necesare să scape. Vine un om cinstit, care, repet, vrea să-și facă o afacere corectă în România, este căpușat de toate taxele, este oprit la toate, sunt folosite autoritățile să vină să-l cerceteze, e folosit ca instrument politic până la urmă, să pună presiune pe orice om care ar îndrăzni să facă orice în țara asta, acolo nu ne mai deranjează, acolo autoritățile văd orice. Asta este, de fapt, problema. Este o corupție de sistem care trebuie să fie, la un moment dat, curățată. Și cu oamenii ăștia care au fost la conducere până acum, nu o să se întâmple această curățenie. Adică noi trebuie să fim capabili să înțelegem că nu putem să avem de fiecare dată aceiași oameni la conducerea țării și să ne asigurăm că în viitor se vor schimba lucrurile. Da, uite, eu nu mai sunt așa optimistă și nu vreau să-i deranjez nici pe telespectatori cu gândul ăsta al meu, dar nu știu cum să vă zic, oameni buni, din 96 ăsta face legea în România. Unul dintre cei care fac legea în România din 96. 96 până acum, mulți au fost și în politică. Marius Pașcan, nu știu, o concluzie, dar nici nu știu ce să zic, pentru că din nou apare și Rusia în poveste, din nou apar servicii, din nou apar politicieni, din nou apar instituții de forță. Deci cu siguranță a beneficiat de protecție și vreau să ne uităm puțin pe fir, pe firul logic. Acolo înțeleg că s-au construit mai multe clădiri în timp. Ei bine, pentru fiecare etapă trebuia să obțină autorizație de construcție care incumbă implicit avizul ISU. De asemenea, autorizația de funcționare trebuia să fie aprobată de primărie. În cadrul autorizației de funcționare trebuie să existe și aviz ISU. În opinia mea, de aceea nu vă răspund cei de la primărie, pentru că sunt la rândul lor culpabili. Acel spațiu fără un aviz și autorizație ISU de funcționare nu putea funcționa. Deci funcționa nelegal. O spun pe firul logic al autorizațiilor pe care trebuie să le dobândească un astfel de spațiu de tip pensiune, de cazare și alimentație publică. Prin urmare, dacă mâncau acolo și beau bine cei de la ISU care trebuiau să autorizeze, știind că sunt în neregulă, deci iată, e o corupție limpede și a lumina zilei. Rămâne să o probeze cei de la DNA, care am înțeles că au redeschis dosarul mergând pe fir să vadă de ce atunci când trebuiau să aplice clarul sancțiune pentru inexistența autorizației, au dat doar un avertisment. Și mai apoi au mâncat și au băut bine acolo. Deci iată această filiație a mafiotismului de tip românesc, care funcționează bine, mersi, cu o cârmuire a instituțiilor statului român, care păstoresc, patronează astfel de afaceri, evident cu încărcătură și politică și cu protecție de natură politică prin instituțiile statului român. Vreau să le mai dau telespectatorilor o informație, voiam să schimb subiectul, dar rămânem aici, cei de la Gândul, care, mă rog, ei au informație mult mai bună din zona asta. Mă refer când vine vorba despre clanurile interlope, uite că ne mai dau niște informații suplimentare. Spun așa, un cunoscut bodyguard din București și doi dintre copiii săi au murit în incendiu de la ferma dacilor. Bărbatul era chiar finul patronului. Acum, despre cine este vorba? Unul dintre... Așa ai zis, turiști, dar nu erau turiști. Morți în incendiu de la ferma dacilor ar fi Lucian Enezis Pif, un personaj foarte cunoscut atât în lumea agenților de pază care se ocupă de securitatea în cluburile de lux din București, cât și în lumea interlopă. Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că din primele verificări reiese că Pif a petrecut Crăciunul la ferma dacilor împreună cu soția și cei trei copii. După ce clădirea din lemn a luat foc, soția acestuia a reușit să se salveze împreună cu unul dintre cei mici, însă soțul ei și alți doi copii erau deja decedați, intoxicați cu fum. Femeia este la spital. Dinicu, așa zisul patron de la pensiune, dar nu în acte, dar era nașul acestui băiat care este, cum vă spuneam, unul dintre cunoscuții bodyguards din... București, de la cluburile de lux, legături de asemenea cu lumea interlopă. La ora 3 v-am arătat aici cum un turist povestea, tot în exclusivitate, iată, pentru Gândul vă arătam, povestea că pe 16 decembrie a mai fost un mic incendiu acolo,
că turiștii au fost mutați la etaj pentru că la parter era o petrecere cu interlopi și, mă rog, cu tot felul de oameni ciudați, spunea respectivul, da, respectivul turist. Îmi scrie cineva dacă or fi și legături cu drogurile. Or fi și legături cu drogurile. De ce nu ar putea fi? De ce nu poate fi o conexiune? Bun. O să mai revenim la acest subiect. Vreau să schimbăm registrul. Adriana Stoicescu, vin date și din Germania. Înțelegem că domnul Kerecheș, acolo în grija germanilor, se simte bine în pușcăria din Germania. Nu-i plac pușcăriile din România. Înțelegem că nemții ne cer noi documente despre starea închisorilor. Probabil până ianuarie se va judeca acolo în Germania. Ce urmează? Da, este primul pas pe care îl face bulgar în momentul în care este prins în afara țării. Dă în judecată statul român și spune că nu beneficiază de condiții bune în pușcărie. Acum autoritățile din Germania, în urma acestor declarații, sunt obligate să verifice condițiile din România, din pușcăria. Aduceți-vă aminte că așa a scăpat și Sorin Oprescu să fie adus în România. A invocat condițiile proaste și faptul că nu are acces la la un tratament medicamentos specific bolilor pe care el le are. Germania e recunoscută în lume pentru condițiile bune pe care le are în pușcărie. Rămâne să vedem ceea ce se va întâmpla. Eu nu cred că Germania va refuza să îl returneze pe Cătălin Kerecheș. Și oricât de mult ar invoca el condițiile proaste, faptul că nu a avut parte de un proces echitabil, mai mult de atât, el chiar a reclamat la drepturile omului că nu a avut parte de un proces echitabil și că a fost condamnat de o judecătoare care nu a dat dovadă de imparțialitate. Rămâne să vedem. Da, Adriana, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Adriana Stoicescu, realizator fără de lege și condamnații, colega noastră de la B1 TV. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Când ne întoarcem, o să vă arăt și ce se întâmplă în Crevedia, pentru că patronii de la Flagas sunt bine mersi acasă la ei și au petrecut sărbătorile acasă. Oamenii din Crevedia și-au petrecut sărbătorile în containere, dar mai avem și alte subiecte. Ne întoarcem. Suntem în perioada sărbătorilor. Cum sunt sărbătorile anul acesta pentru familia dumneavoastră? Încerc să le fac cât de cât sărbători, în sensul că voi avea, ca să zic așa, cum se zice, masa de sărbători asigurată prin... Dar nu mizez pe treaba asta. După ce vom obține această autorizație de construcții, ne vom apuca de construcția casei care noi, cu firma pe care o avem contractată, sperăm că maxim 2-3 săptămâni de zile să fie casa cu totul gata. În același timp ne-am înțeles cu domnul Gavrilă Nicolae că îi vom și mobila casa, îi vom utila casa. Alți nesimțiți, altă mafie, altă mizerie a statului român. Eram în direct pe 26 august, chiar dacă era weekend, eram aici și colega mea, Aneta Stângerzan, și am stat cu dumneavoastră până la aproape dincolo de miezul nopții. Colegii noștri erau în teren, veneau informații, au fost explozii peste explozii. Nimeni nu spunea în mod real câte cisterne erau acolo. Nici până astăzi n-a răspuns nimeni de ce pe cisterne scria Adegaz și nu Flagas, Adegaz fiind altă firmă, din care sigur că fac parte și cei de la Flagas. Nimeni nu ne-a mai spus nimic despre depozitele acelea uriașe cu cisterne cu combustibil din Olt.
Dar ce ați văzut este halul în care arată astăzi crevedia, batjocura totală la adresa oamenilor, copii obligați să facă acest Crăciun în containere, iar patronii de la Flagas sunt acasă de Crăciun. Nu există nici măcar un singur șef de instituție din România care ar fi trebuit să controleze aceste firme și stația aceea GPL din Crevedia, care să fi plecat acasă. Că justiția se ocupă, din punct de vedere juridic, să se ocupe parchete, tribunale, cine trebuie, instanțe. Și dacă n-au curaj destul și e mafia mai puternică, atunci să nu-și mai ia pensiile speciale. Dar statul român avea obligația să schimbe din funcție acești nesimțiți, care, uite, stau la protocoale, la mese. Era unul de la Inspecția Cazanelor sau ceva de genul, doamna aia care are penthouse, mai e o instituție. Domnul ăla de acolo, nu că n-a fost dat afară, dar din cauza presiunii mari pe care a pus-o presa la acel moment, întâi a zis că e bolnav, după care a zis că a murit nu știu cine și după care a fost mutat de veștea de la PNL la ANL, șef la nivel național. Deci pe ăștia nu i-a dat nimeni afară. Vreau să vă mai arăt niște imagini de acolo, că de aici vine, v-am mai să aici la Politica Zilei, eu nu mai cred în poveștile astea. Stăm, comentăm aici ore în șir, stați, ne uităm cu toții și vine, abia aștept acum să mai apară cineva, președintele, premierul, să ne zică, domne, trebuie să răspundă ăștia, să nu, cine, nu răspunde nimeni. Nimeni nu răspunde, că dacă voi ne-ați dat afară șeful ăla de la Inspecția Cazanelor, cum se cheamă, cine să răspundă dacă voi, bă, erau 10 instituții. Mă, unul singur n-a plecat acasă, cred că și șeful ăla de la poliție de mi-a închis mie când mi-a auzit numele, a zis, nu, cred că și ăla e tot acolo. Iar înainte să înceapă mini-weekendul de Crăciun, v-am arătat aici cum primarul e pe cartolina de Crăciun cu poză, cu calendar, cu șeful de la PSD Dâmbovița. Mă rog, nu știe nimeni cine e șeful de la PSD Dâmbovița, asta e altă discuție. Bine, să vă mai arăt ceva din Crevedia, ca să vedeți cum arată la 4 luni. În rest, totul mai bine, mersi. Nu am unde să pun un aragaz, pentru că nu o să am cum să-l aerisesc. Nu am unde să-mi pun o ghiuvetă, să pot să gătesc. Noi n-avem toaletă, noi n-avem apă la ora actuală. Eu vreau ceea ce aveam, pentru că nu eu l-am invitat să-mi arunce în mijlocul livingului și în fundația mea să mă trezesc cu o cisternă în casă. Nu eu l-am rugat frumos să-mi proiecteze din explozia aceea în mijlocul curții peste foișorul meu un camion care pur și simplu s-a lătopit. Nu noi v-am invitat, oameni buni, să ne distrugeți viețile. Am avut o casă minunată, o casă de 470 de metri pătrați. Era pentru 3 familii, cu 4 intrări, cu bucătării, cu băi, cu căzi, cu absolut tot. Diana. E o dramă națională urmărită de o țară întreagă, cu legături clare politice. Deci este foarte clar că ce s-a întâmplat acolo a fost clar o legătură politică cap-coadă cu toate autoritățile care au închis ochii, pentru că fiul primarului de la Caracal era cel care gestiona aceste cisterne, pentru că primarul de acolo era și el PSD. Eu mă gândesc un pic, oamenii ăștia, voi vă amintiți cum erau declarațiile după aceste tragedii? Da. Toată lumea de la Ciolacu, Ciucă, Iohannis, ieșiseră și spuneau așa, domne, ne vom ocupa să aibă oamenii ăștia înapoi o casă, să le fie bine. Iată că au trecut 4 luni de zile, stau niște cisterne, ați văzut că erau semnele guvernului României pe containerele eu mă întreb atât, dar doar spun. Dacă domnul Iohannis ar fi renunțat la cele 7 milioane din administrația prezidențială care i-au fost date din pixul domnului Ciolacu și pixul domnului Ciolacu ar fi alunecat un pic mai la stânga și în loc să îi le dea domnului Iohannis aceste milioane, le-ar fi dat pentru acești oameni. Oamenii ăștia mai stăteau astăzi în containere? Că eu cred că alea 7 milioane puteau să asigure, măcar pentru o majoritate dintre acești oameni, condițiile decente de trai. Făceau toată Crevedia cu banii ăia, despre ce vorbim? Nu, dar înțelegeți, adică despre asta discutăm, despre faptul că sunt niște oameni de a căror politică se leagă aceste tragedii și care nici măcar când se întâmplă aceste tragedii nu sunt dispuși să aloce banii necesari să îndrepte o nefăcută, să îndrepte o nedreptate adusă acestor oameni. Și i-au lăsat Laurențiu Mușoiu pe oamenii ăștia să se bată cu armata de avocați, de manager, de șef, de la audita mai compania, care, mă rog, e aproape monopol pe zona respectivă.
cu probleme de-astea, de intabulare, de acte, de hârtii, de ce trebuie pe pământ, pe gard, pe casă, pe horn, i-au lăsat pe oameni singuri. Statul român i-a lăsat singuri, statul român fiind mai vinovat decât Flagas în povestea asta, că avea 10 instituții de control și niciunul nu și-a făcut treaba. Da, e teribil. Sunt teribile imagini pe care le vedem. Oamenii trăiesc reale drame. Statul nu face nimic. E bine că, iată, colegi din mass media mai țin cât de cât cald subiectul, pentru că asprava se duce să uite, să o să mai spună nimic, sper. Avem promisiunea atunci, imediat după tragedie, iar apoi oamenii ăștia, dacă nu apucă să prindă ceva, un container așa cât de puțin, nu se mai aleg cu nimic. Asta este tactica celor care sunt acum exponenții clasei politice, că în toate subiectele, toate ei asta, vor la atunci promisiuni, după aceea să treacă totul, să nu se mai audă nimic despre subiect. Și asta e, s-a uitat și au osuit să spună că atât s-a putut, mai mult nu s-a putut. Le-am dat un container, am pus sigla guvernului, e teribil, e jenant, e toată jena să pe șandramare să pui sigla guvernului. Asta spune multe despre guvernul care îl avem în acest moment. Da, și ce pelerinaj era acolo în zilele alea, au mers, au făcut declarații la fața locului Marius Pașcan. Știi, vezi, de fiecare dată se întâmplă câte o de asta și totuși zici, bă, da, poate de data asta se ia vreo măsură, dă vreunul afară, se mișcă mai repede instanțele. Nu știu, măcar șefii aia de instituții, nu s-a întâmplat nimic, deci oamenii ăia stau în niște containere, este halucinant. Da, eu să știți că nici nu mă așteptam la altceva. Gândiți-vă, și trebuie să o spunem cu subiect și predicat, cei care trebuiau să controleze, puși în funcții politice de cei din guvern, de PSD, PNL, toate instituțiile alea care trebuiau să controleze. Primarul de acolo, care nu știa ce se întâmplă sub nasul lui chipurile, era PSD. Tatăl primarului, tatăl proprietarului, unuia din patronii firmei Flagas, Ioan Doldurea, ăla care se poza pe lângă voievozi și și-a pus imaginea similară cu a voievozilor români, alt primar PSD. Ce li se poate întâmpla oamenilor? Cercetați bine, mersi, acasă. Am văzut și niște declarații ale avocaților că ei, de fapt, ar fi vrut să susțină reconstrucția, dar că oamenii n-aveau actele în regulă, că nu pot construi, doar li s-au demolat casele. Eu pot să fac și un pariu acum. În situația în care firma, și nu cred să nu fiu avut o autorizație la acest nivel de... aveau mult profit, milioane de euro, afaceri de zeci de milioane de euro. Deci ei vor fi până la urmă despăgubiți de asigurator, adică firma va scăpa bazma curată. Procesele astea cu evaluări și pala evaluări tehnice și de specialitate se pot duce ani de zile, după care pot să ajungă să fie achitați și devine ăla care a murit acolo că n-a respectat protecția muncii și astfel nu se va întâmpla nimic, pentru că la noi justiția astfel funcționează. Astfel de cazuri trebuiau să procedeze în următorul fel. Le-au blocat conturile ca să poată să recupereze eventuale prejudicii aduse statului, dar înainte de a le bloca, trebuiau să le deschidă procurorii pentru ca să li se refacă casele acestor sinistrați, acestor victime nevinovate din localitatea respectivă. Dacă este nevoie și profit de faptul că doamna Buzoianu este deputat și prezent aici, poate ar trebui analizat ca pentru astfel de situații, înainte să li se blocheze conturile, să le ține blocate ani de zile până se finalizează cauza în instanță, să fie despăgubiți cei care au avut de suferit din pricina acelor acțiuni care s-au petrecut acolo. Fiindcă alminteri o să rămână oamenii tot în aceleași containere ani de zile, că nu o să ia, după cum spunea domnul Mușoiu, nici de la prezidenție să nu mai circule turistul prim al țării, nici de la alții, din propriile privilegii, să le dea acestor sinistrați și necăjiți care au de suferit tocmai de pe urma cușluielilor politice și a învârtelilor oneroase din spatele banului public. Cu toată dedicarea pe care o au la nivel instituțional în România, că toate sunt funcții politice. Să știe oamenii acest lucru. Absolut. Și cei care au fost acolo, și cei din fruntea instituțiilor, și cei din fruntea primărilor, erau de o seamă PSD. Corp la corp nu scoate ochii, doamna Constantin. Absolut. Așa ceilalți că se vor erau de la PNL din UOL, deci s-au înțeles între ei PSD-ul, exact. PNL-ul minunat. Diana Buzoianu, foarte scurt, se poate face asta întâi să vină despăgubirile dacă ai produs o nenorocire și după aia îți blocăm controlul și vedem ancheta. Bineînțeles.
Nu-mi dau seama dacă ar fi constituțional, trebuie discutat și cu mai mulți avocați să vedem. Problema aici este că legea era. Deci legea era suficient pusă în aplicare, dar trebuia doar să fie pusă în aplicare. Nenorociții care nu au respectat legislația. Dom'le, au fost atâtea autorități care au întors ochii instituții. Strict pentru faptul că pe acel om era sigla PSD-ului. Să ne fie foarte clar, despre asta este vorba. Asta este România condusă de PSD. Era o mafie foarte mare acolo, mafia GPL-ului și, mă rog, a combustibililor aduși din Federația Rusă. Cealaltă firmă care avea sigla pe această cisternă era singura firmă acreditată să aducă din Federația Rusă. Mă rog, erau niște servicii de informații implicate, erau niște oameni de pe la niște UME-uri în zona Olteniei. Dar de ce? De ce să-i deranjăm? Nu-i așa? Că banii sunt mai importanți. Mulțumesc, Diana Buzoianu, Laurențiu Mușoiu, Marius Pașcan, mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, încheiem ediția de astăzi cu aceste imagini ale tragediei din Prahova. Vă reamintesc că 5 morți, încă 3 persoane dispărute, un tată și cei 2 copii ai săi. Copilul patronului de la ferma dacilor în vârstă de 9 ani a fost găsit carbonizat. Venise acasă în vacanță, hocheist la Oțelul Galați. După o accidentare a spus că își petrece acasă această vacanță. În continuare, acolo sunt investigații, se caută și cele 3 persoane dispărute. Vă reamintesc, un tată și 2 copii, slabe șanse ca ei să mai fie găsiți în viață. Salvatorii caută prin cenușă în aceste ultime ore. N-a mai rămas practic nimic acolo, s-a făcut totul scurs. Sunt imagini din dronă, vedeți cum e gând totul. Par imagini ca de la război. Interesant este că această autorizație, nu doar că nu avea autorizație ISU la incendiu, dar în 2019, în iulie, au fost acolo cei de la ISU, iar în august au ținut o petrecere, au avut o masă de protocol, o paranghelie, chiar la această pensiune se descoperă legături puternice cu lumea interlopă și cu mafia rusă legate de această pensiune, mă rog, afacere turistică cică. Politica zilei a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Ne revedem și mâine de la 15 la 18. Rămâneți aici să aveți o seară liniștită.